Cele mai recente informații despre starea regelui Mihai au fost anunțate de Casa Regală în această dimineață. Majestatea sa prezintă o slăbiciune accentuată cu o scădere semnificativă a rezistenței. Principesa moștenitoare și principele Radu vor avea în această săptămână întâlniri cu medicii majestății sale pentru a discuta tratamentul curent al regelui. Pe 25 octombrie, regele Mihai a împlinit 96 de ani. Fica regelui a declarat imediat după concertul caritabil de la Ateneu pe care i-l a dedicat regelui Mihai că majestatea sa se simte bine. Merg în Elveția acum săptămâna viitoare și după aceea o să poate să facem un mic să vă explic cum e, că deocamdată am vorbit numai la telefon, deci e fericit că s-a întâmplat asta seara din ziua lui. Principesa moștenitoare Margareta a plecat în Elveția și după aniversare. A stat alături de regele Mihai până marțea trecută. Imediat ce au apărut informații că starea de sănătate a majestății sale s-a agravat, principesa Margareta și principele Radu au plecat în Elveția. E admirabilă discreția și eleganța cu care familia regală a gestionat în toată această perioadă starea de sănătate a majestății sale, în ciuda unor voci care îndemnau, eu știu, la o devoalare mai accentuată a acestei stări de sănătate. Cred că toată strategia de comunicare a Casei Regale se încadrează în limitele decenței și între niște limite care se ofere regelui acea liniște și acea pace până la urmă de care are nevoie în aceste momente dificile. E bine să păstrăm un optimism moderat. Majestatea sa se află la reședința privată din Elveția sub supravegherea medicilor și în îngrijirea a două călugărițe.